Oricum arăt, sunt eu. Disciplina, dezvoltare personală, o resursă pentru clasa pregătitoare. Bun găsit! Vi amintiți pe prietenii noștri de la clasa pregătitoare? Ana, Dan, Mara și Leo. Astăzi, la întâlnirea de dimineață, își prezintă cărțile preferate. Cărți în care personajele pleacă în aventură sau cărți despre emoții, Rând pe rând, fiecare vine pe scaunul povestitorului, prezintă cartea preferată și un personaj îndrăgit. Este rândul Anei. Are emoții și se gândește: Dacă vor râde de ceea ce povestesc, apoi își face curaj și le prezintă cartea ei. Bob e artist. Ana le-a povestit pe scurt copiilor de ce a ales cartea. El este Bob iar într-o zi s-a hotărât să meargă la plimbare. Ce zi minunată, numai bună să-mi scot picioarele mele frumoase la plimbare! Doar că toți ceilalți, prietenii lui, au râs de picioarele lui. Ce picioare slăpănoage, ca niște bețe! Ana a continuat. Până atunci Bob nu se gândise niciodată la picioarele lui așa și s-a simțit foarte trist Apoi a încercat de toate ca să se schimbe, să mănânce mai mult. Apoi să facă sport! Chiar să-și ascundă picioarele! Dar nimic nu s-a întâmplat. Picioarele lui arătau la fel. Atunci, Ana s-a oprit din poveste și a întrebat pe copii: Ție-ți s-a întâmplat ca ceilalți să spună lucruri urâte despre corpul tău? De pildă că ești prea scund? sau ai o aluniță ciudată pe obraz sau că porți ochelari ca să vezi mai bine. Cum te-ai simțit atunci? Opriți și voi rularea acestui video și răspundeți la întrebările Anei. Ana și-a continuat apoi povestea despre soluția lui Bob, care a devenit artist și își vopsea ciocul. Așa, ceilalți au descoperit cât este de creativ și de talentat Știți ce s-a întâmplat? Îl apreciau pentru ciocul lui deosebit, încât a uitat de picioarele lui. Ana le-a mărturisit apoi copiilor. Am ales această poveste pentru că și eu semăn cu Bob. Am picioarele lungi și subțiri. De multe ori am auzit că seamănă cu niște bețișoare. Atunci învățătoarea copiilor a intervenit. Ana, spune-ne, ce ai învățat despre tine din povestea lui Bob? Iar Ana a răspuns îmbujorată: Picioarele mele sunt agile pentru că știu să patineze, sunt flexibile pentru că pot dansa și sunt puternice atunci când urc pe munte. Și pentru toate acestea sunt foarte, foarte fericită. Învățătoarea le-a spus și ea: Atunci când facem ceva bine, Putem să transformăm imaginea pe care o avem despre noi și să-i facem și pe ceilalți să vadă acest lucru. Tu ce faci atunci când alții spun lucruri urâte despre corpul tău? Vreți și voi să învățați să-l desenați pe Bob? Ana vă poate arăta. Desenăm mai întâi capul, în formă de cerc. Apoi desenăm corpul. Imediat, Punem coada ca un triunghi cu vârful în jos, iar apoi cele două picioare. Este timpul să-i desenați ciocul și ochii. Ciocul puteți să-l desenați roșu sau cât mai creativ. Bravo! Acum știți cum să desenați o pasăre. Nu uitați! Fiecare e valoros sau valoroasă prin ceea ce face. Nu prin modul în care arată.